Accidentul de circulație a avut loc astăzi în jurul orei 17 pe centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Două ambulanțe au fost trimise la fața locului, fiind preluate trei victime. Este vorba de șoferul din Hunedoara, care a intrat în stare de inconștiență, pasagerul din dreapta, dar și despre căruțașul care se afla în vehicul în momentul producerii acestui eveniment. Pe strada Mirilor s-a produs un accident de circulație între un autovehicul și un atelaj. Se pare că din primele date, din primele verificări, s-ar fi speriat cabalina și ar fi pătruns pe sensul opus. Dar urmează să continuăm cercetările, să stabilim cu exactitate. Iată, ale autoturismului, cum s-a produs? Din primele declarații ale conducătorului atelajului, da. La ce distanță ați găsit mașina? Aproximativ 150 de metri. Rudele șoferului, în vârstă de 40 de ani, au ajuns în scurt timp la locul accidentului. Bărbatul venise la Gorj să-l ia pe fratele său la Hunedoara. Ce s-a aflu? Că le-a ieșit un cal în față, cu o căruță. De ce acum stare este fratele dumneavoastră? Destul de gravă, fără fracturi, dar contuzii. Fața lovită, tăiat, normal, de la parbriz. Și în momentul în care l-a lovit calul, că vedeți că acolo e calul, nu? E o distanță mare. Colegul din dreapta, el și-a pierdut pic cunoștința, cioburi probabil în ochi și așa mai departe. Și normal, el din reflex, neavând permis de conducere și din teamă, a tras una de mână, ca să nu se întâmple altceva. Pasagerul din mașină nu a știut ce să mai facă în momentul în care a observat că șoferul a leșinat. Cel din dreapta. Deci nu știa cum să acționeze. Fratele meu a rămas un pic inconștient, mașina mergea... Martorii spun că autoturismul a evitat ca prin minune stâlpul de electricitate. Probabil nu mai era conștient la lovitura când a lovit calul. Nu mai era conștient, normal că s-a dus în neștire, s-a dus. Păi normal că din cauza... S-a oprit în stâlp. Doamne ferește, asta am zis și noi, a trecut la distanță nici de un metru de lângă stâlp. Calul a murit pe loc. Dacă se va stabili că cel care se afla în căruță este vinovat, acesta se va alege cu dosar penal și va fi cercetat pentru vătămare corporală din culpă.